Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Cariera. Nu este cariera cu Juventus, din păcate, dar este ceva mult mai și mult mai special. E bine, a fost atât de lene să fac episodul ăsta pentru că l-am filmat gameplay-ul, să zicem undeva pe luni și eu abia duminică am reușit să filmez vocea, adică ce auziți voi acum. Deci probabil că peste o lună o să apară și clipul, nu glumesc. Dar clipul aveam în minte de foarte, foarte mult timp. Am văzut ideea în afară și am zis: "Bă, frate, chiar merită să încerc și eu chestia asta." Mulți am văzut că nu acceptă ideile din afară, gen că împrumut oarecum. Ideea poate fi împrumutată de afară, dar o să o adaptez mereu pe stilul meu, o să o mai modific dacă simt nevoia să fac chestia asta. Bun, probabil că v-ați dat seama din titlu, asta vom face cine vor câștiga următoarele 10 baloane. Practic, cariera an de an, undeva pe 10 iulie aproximativ, unde în iunie, pardon, în ianuarie, ne arată care a fost cel mai bun jucător al anului și cine este declarat, mamă, zici că sunt la poliție, ești nebun. Cine este nominalizat ca jucătorul anului și o să vedeți, o să simulez cât timp vorbim aici și o să vedem care sunt cei mai buni jucători an de an până în 2028 sau 7, vedem. Asta nu știu sigur pentru că practic am început din 2018, nu știu, 2017 am început practic și iarna. E complicat, dar o să vedeți despre ce vreau să facem. În principal sunt 10 baloane de aur și o să vedeți cine le câștigă. O să fiți surprinși, la fel cum am fost și eu surprins când am văzut prima și prima dată. Ei bine, am ajuns și la primul balon de aur. Vedeți aici prima și prima dată managerul anului, care este Zidane, de la Real Madrid, managerul anului și playerul anului este Cristiano Ronaldo, fix ce era de așteptat, cel mai și cel mai probabil. Ronaldo în 2018 câștigă balonul de aur, vedeți aici, 32 de ani pentru el. Deci practic a fost ca și în realitate, Ronaldo câștigă balonul de aur și el este primul câștigător al episodului de balon. Acum sunt curios dacă o să mai continui așa sau o să vină altcineva peste el. O să rămână de văzut. Sezonul cu numărul 2 vine foarte rapid și tot la Arsenal am rămas aici. Managerul anului este de la Bayern München și tot de la Bayern München este Lewandowski și câștigă balonul de aur, al doilea balon de aur, 30 de ani pentru el și 90 OVR. Sincer, mă așteptam de la Messi, nu mă așteptam să fie Lewandowski. Se pare că Lewandowski a avut un sezon foarte bun la Bayern și acesta reușește să câștige al doilea balon de aur, mă rog, al acestui episod, pentru că este primul lui balon de aur și îl felicit pentru chestia asta, mă rog, Doamne ajută să fie și în realitate, cine știe. Bun, sezonul numărul 3, la fel, Zidane, a doua oară în acest episod este managerul anului și sunt foarte curios cine este al treilea balon de aur. Zinedine Zidane vedem aici și este Gareth Bale, tot un jucător de la Real, mă rog, tot cineva de la Real Madrid, deci mereu a fost Bayern, Bayern, Real, Real și este Gareth Bale la 30 de ani și el 87 OVR pentru el. Interesant, interesant, nu știu dacă mai joacă Ronaldo atât de bine, dar uite că cei de la Bayern, de fapt cei de la Bayern, ia auzi mă, cei de Real Madrid au un locuitor foarte, foarte bun pentru el. Următorul an, al patrulea an dacă nu mă înșel eu, managerul anului este cel de la Bayern, tot cel de la Bayern a fost odată, Zidane ăsta de la Bayern, Zidane ăsta de la Bayern, băi, ce e asta frate meu? Bun, și jucătorul anului este Luis Suarez, nu mai este cineva de la Bayern sau este la Bayern cumva? Nu este la Bayern, este la FC Barcelona. 85 OVR pentru el și 33 de ani. Luis Suarez se ține tare, mușcă acolo în continuare, am făcut și o rimă. Foarte interesant, nu știu dacă mai joacă cu Messi, dar uite-te că a venit și rândul celor de la Barcelona să aibă încă un balon de aur. Bun, ne-am schimbat și clubul, avem un nou club, LFC
SL Benfica, vedeți acolo, și avem un nou an, al cincelea an, managerul anului este tot ăla de la Bayern și avem o surpriză după 5 ani, Kylian Mbappé la 23 de ani reușește să ia primul său balon de aur, 92 overe pentru el și cotă de piață de 126 de milioane. Mbappé, tată, ți-a venit și ție timpul, 99 acceleration, 99 sprint speed, 99, bă, ăsta are 99 la toate, ești nebun? E nebun. Al șaselea sezon, tot Kylian Mbappé este el la 24 de ani, dar a urcat la 94 overe și a crescut și puțin cota, deci la 24 de ani, două baloane una după alta, felicitări Mbappé, băi, chiar îmi place de el în realitate și sper să fie așa pentru el, să ia foarte, foarte multe baloane. Și vedem aici că avem și un jucător de la Ajax, playerul lunii, deci m-am mutat și la Ajax, am fost și la Benfica, ne-am mutat și la Ajax, acum suntem niște șmecherași. Al șaptelea sezon vine aici cu un nou balon și este Lozano, balonul de aur. Pardon, este playerul lunii Lozano și ia să vedem playerul anului, este Dybala, Paulo Dybala. M-am încurcat acolo puțin, 30 de ani pentru el, a făcut și el 30 de ani. În al șaptelea balon câștigă un argentinian, Paulo Dybala, 94 overe pentru el și o cotă de 116 milioane de euro. Ce ai făcut Mbappé, l-a lăsat pe Dybala, oricum bravo Dybala. Al optulea sezon câștigăm și noi managerul anului, vedeți acolo, noi l-am câștigat și jucătorul anului este Regia, care e numele lui? Regia Di Francesco. Care joacă la Real Madrid, dar mă credeți că n-am auzit niciodată de el. Da, și astea sunt statusurile lui. 81 overe, gen, what the fuck? 81 overe pentru un balon de aur, 30 de ani pentru el, FIFA, are you drunk? FIFA, ok, nu mai zic nimic FIFA. Al nouălea sezon este cu Leroy Sané, vedeți aici, Leroy Sané reușește să câștige penultimul balon din acest episod, Leroy Sané cu 92 overe și 30 de ani, ajunge la 30 de ani, freza lui îl ajută și Pep Guardiola mai este managerul anului, felicitări Leroy Sané. Și am încercat să facem o mică șmecherie, dacă observați, am încercat să semnăm cu balonul de aur, vedeți acolo Leroy Sané care era liber de contract, o să fie liber de contract și l-am luat la PSV, dacă nu mă înșel, parcă la PSV eram sau ceva de genul. Și frate, să aduci un balon de aur liber de contract, asta mi se pare business, frate, asta mi se pare business. Și aparent Sané se va alătura clubului anul următor. A venit un nou an, acesta este penultimul de fapt, nu acela a fost anteriorul și vedem din prima acolo cine este penultimul balon. Ăsta este penultimul balon, m-am încurcat de n-am mai putut, managerul anului, tot noi suntem, ba nu, mă rog, nici nu mai contează. Bun, Paulo Dybala este din nou balonul de aur și ghiciți ce, e expirat și lui contractul în 6 luni. Deci ce m-am gândit eu să fac? Să-l iau și pe liber de contract. Dacă l-avem pe Sané, de ce să nu luăm și pe Dybala? 33 de ani pentru el. Vedeți acum că putem să-l luăm liber de contract. Ce mai face așa ceva? Deci ultimele două baloane de aur să fie la aceeași echipă, la PSV. Deci FIFA îți întrec toate regulile aici. Și la fel, am dat banii doar pentru salariul lui și am făcut un mare business din nou. Ultimul balon de aur, echipa nu mai merge deloc bine pentru că s-au retras foarte mulți pe aici, vedeți și voi, dar e timpul să aflăm cine este ultimul balon de aur din acest episod. Vedeți acolo Sané, 93, a scăzut ceva Paulo pentru că a ajuns și el la 34 de ani, deci e destul de mult.
și e timpul să aflăm cine este ultimul balon de aur. Este Jesus, era să zic Jesus, așa îi mai zic eu, dar Jesus, Gabriel Jesus câștigă ultimul balon din acest episod. Trebuia să vină și el în această listă. Brazilianul de la Manchester City, nu mai știu, da, tot la Manchester City joacă. La 30 de ani ajunge el cu 92 overe. Bun, fraților, cam asta ar fi episodul. Eu sper că v-a plăcut această idee. Știu că m-am mai încurcat puțin, dar am încercat să-l fac cât mai rapid, să nu fie așa gen foarte, foarte lung episodul, și am încercat să-l postez cât mai repede. De asta s-a întâmplat să mă mai încurc. Sper să apreciați acest tip de content. Sper că v-a plăcut. Puteți să lăsați în comentarii dacă mai vreți, dacă mai aveți idei de genul, gen să facem pe carieră, pentru că cariera mi se pare foarte, foarte interesantă. Oricum o să vină FIFA 19 cât de curând și avem timp să ne distrăm. Bun, eu am fost Silent și m-a stat tot. Pa, pa!